salutare. Băi, sunt Antigo cu un video de build. De data asta este un video de PvE. Un video de build de PvE este folosit de mine strict în PvE. Nu l-am încercat în PvP. Mai ales solo nu prea am încercat. Dar cred că aș putea să încerc vreodată și în PvP. Este în schimb un build făcut pentru misiuni, pentru PvE, orice înseamnă wide zone. Bun, ultima dată l-am, cred că am făcut o mică modificare și l-am salvat când aveam firewall-ul activ. Da, folosesc în felul următor. Un M60 cu unhinged rate of fire și in rhythm. Accuracy, rate of fire, accuracy și merciless-ul folosesc pentru talente, pentru că asta este foarte bun în PvE. Plague of the Outcast, Patience și Outcast Resilience cu rate of fire și arma pentru protected reload. Folosesc masca Fenris, chiar dacă este de Assault Rifle, dar este cea care am găsit-o și cu, să zicem, talente potrivite, dar o folosesc pentru Surge, 20% skill haste. Aș putea folosi eventual și un Assault Rifle. Folosesc această piesă chiar dacă este cu Unbreakable și nu este activ. Am două moduri aici de armură și Weapon Damage și LMG Damage. Dar o folosesc pentru cei 10% skill power, 1019 skill power care l-am pe piesă și mi-am modificat eu 25,5% total armă. Mai ales fiind un build de skill haste, de skill-uri, stau mai în spate, nu mă duc în față, stau mai în spate și mi-arunc în cover și mi-arunc skill-urile să facă treaba urâtă. Folosesc două piese de hardwire, de ce? Pentru buff-ul de 20% skill power. Și mi-am modificat eu cu 40% skill haste și avea pe piesă 360 de skill power, plus încă două moduri de skill-uri pentru Seeker Power și pentru Drone Skill Power. Pe vestă folosesc Percussive Maintenance, este al Summit Bracelet pentru cei 20% skill haste, mai am 38% skill haste pe ea și 170% skill power, dar am următoarele talente: Perfect Tech Support, 30% skill damage pentru 10 secunde după ce omor un NPC cu un skill, și Destructive 40% Explosive Damage cu încă două moduri de utility. Bine, am a doua piesă de hardwired cu, mi-am pus 11% LMG Damage, 219 Skill Power și un alt mod de Skill Power. Și am această piesă de Total Armor cu 14.000 Armor Modify și 30% Insulated și încă două moduri de armură. Bine, în acest tip de build ar fi poate chiar ideal dacă ai folosi 3 piese pentru Tamper Proof, Electricity, your deployed skills, Tied to Red's Pulse Sensor, cause enemies wandering too close to be... nu știu ce scrie acolo. Ideea este felul următor, dacă folosești și a treia, dacă folosești o turetă, cam cei care sunt în apropiere au damage mult mai mare în apropierea turetei. Dacă, și am zis că o să încerc chestia asta zilele următoare, pun 3 piese de hardware și pun 2 piese de ongoing dilemma care îți mai dă 20 sau 30% burn damage. Ar fi o chestie interesantă de testat și cu perfecte suporturi. Bun, continuând, cam astea sunt talentele și cam asta este piesa, gear-ul în sine. Folosesc explosiv pentru că am 682.190 damage. Singura problemă este că blast radiusul, zona în care distrugi, este doar de 5 metri. Astfel că doar în acea zonă, dacă ai mai mulți NPC, 700.000 pe cluster mine. Mai am 5 extra cluster mine, 106,100 skill haste. Din păcate, modul de damage este mai mic. Dacă aș fi avut un mod, de exemplu, 200 sau 300% damage în plus, vă dați seama că ar fost și mult mai puternic. Dar în acea zonă de 5 metri. În schimb, poți folosi, de exemplu, și Seeker Mine-ul, care se împart și se duc pe o rază mult mai mare, dar ai doar 369.000
damage. Deși este destul șată, dacă eu știu, joci într-o eroică cu doi skill, doi tip care au skill build-ul și doi care au DPS, te duci cam brânză, chiar și cu cluster mine-ul cum este asta. Seeker mine-ul cum este asta. Și mai folosesc drona, striker drone, cu modurile pe care le-am dau damage 12.000 pe glonț. Deci imaginați-vă, deci topește un boss dacă nu este distrusă între timp. Singura problemă este cooldown-ul de 26,5% care am. Am două moduri de striker damage și eu am pus un mod de duration. Acum depinde cum vă place și vouă. Asta este ceea ce cred eu că fac. Cu ceea ce cred eu că fac treaba foarte bună. Dacă vă place, puteți să folosiți ceva de genul sau să aveți niște idei. Poate este un build mai slăbut, sunt sigur că sunt alte build-uri mult mai bune, dar dacă vă place, puteți să folosiți ceva de genul. Vă mulțumesc, băieți!